Jumătate dintre tinerii români petrec în medie 6 ore pe internet, iar când vine vorba despre dispozitivele smartphone, cu cât vârsta respondenților este mai înaintată, cu atât funcțiile acestora sunt mai puțin folosite, inclusiv timpul petrecut vorbind la telefon. Potrivit unui raport, peste 95% dintre utilizatorii de internet cu vârste cuprinse între 16 și 64 de ani din România au deținut un smartphone în prima jumătate a anului. Utilizarea acestora a fost peste 90% în toate categoriile de vârstă. Consumul cel mai scăzut se observă în rândul utilizatorilor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani. În mod predictibil, cei mai în vârstă dintre utilizatorii din România nu dețin un smartphone, ci un telefon clasic, 17% din populație. Vă rog să-mi spuneți cât timp petreceți dumneavoastră pe telefon. Eu nu petrec pe telefon, clar. Credeți că este nociv statul pe telefon, mai ales pentru copii? Este și pentru copii, dar și pentru mai în vârstă. Este. Care credeți că este vârsta la care ar putea copiii să stea pe telefon? Păi cred că cam de pe la 10... 15 ani. Utilizarea prelungită a telefonului mobil, atât în perioada prenatală cât și postnatală, este corelată cu o serie de efecte asupra comportamentului copiilor, precum și cu instalarea unui deficit de creștere. Cât timp petreceți dumneavoastră pe telefon? Eu petrec pe telefon exact cât vorbesc cu soția sau la servici, dacă e o vreodată, restul nimic. Cât de nociv credeți dumneavoastră că este telefonul pentru oameni în general? Ăla e nebun telefonul. Iartă-mă că poate vorbesc așa, nu. Pentru mine nu. Dezvoltarea tehnologiei contemporane aduce o serie de beneficii într-o multitudine de aspecte ale vieții cotidiene și posedă capacitatea de a influența în mod pozitiv relațiile interpersonale, procesul de învățare sau dezvoltarea pe plan personal. Cât timp petreceți dumneavoastră pe telefon? Pe telefon eu nu petrec decât în timpul când e necesar, să mă uit pentru o problemă de interes. O vânzare, o cumpărare, ceva de genul ăsta, sau să vorbesc cu copiii pe WhatsApp. Cât de nociv credeți că este telefonul? Telefonul e ca și drogul. E un mijloc în care se creează multe probleme în care, la care la ora actuală tinerii au mult de pierdut. Au mult de pierdut pentru faptul că în loc să citească o carte, mai bine să uită pe telefon. Asta e democrația la ora actuală. Dacă ei așa o înțeleg, ce să le facem? Care credeți că este vârsta potrivită pentru a lăsa telefonul pe mâna unui copil? Vârsta potrivită este după 10 ani. După 10 ani, dar strictul necesar de a fi folosit numai pentru legătura cu părinții, cu bunici. Cu toate acestea, folosirea în exces a dispozitivelor electronice ne poate pune în pericol sănătatea, iar cel mai puternic mod de a preveni instalarea efectelor nocive este limitarea timpului dedicat telefonului mobil, evitarea poziționării sale în apropierea pielii sau în contact direct cu aceasta și utilizarea cu precauție a dispozitivelor de către copii și adolescenți.